Vă salut din Kampala, capitala Ugandei, și ceea ce vedeți în spatele meu este o bază de misiune, agenție penticostală de misiune externă, aici în Uganda. Construcția acestei baze a început în anul 2019 și a finalizat în noiembrie 2022, 3 ani mai târziu. Cu ajutorul Dumnezeu s-a făcut această clădire și cu ajutorul multor voluntari și cu donații oamenilor s-a putut finaliza această construcție. Este concepută ca o rampă de lansare a lucrătorilor și a misionarilor transculturali. Este un lucru care facilitează aceasta și asemenea este concepută pentru expunerea tinerei generații unei culturi diferite. Timp de 3 zile care s-a celebrat deschiderea acestei baze, unde am putut să întâlnim multe persoane și diferiți misionari de pe câmpul de Evanghelie, și vă las aici cu una dintre mărturii care cel mai mult mi-a tras atenția. Una dintre misionarii care i-am întâlnit a fost Anca Mulșan și mi s-a părut mărturia ei o mărturie foarte interesantă, cum Dumnezeu a lucrat și cum Dumnezeu a călăzuit-o în această țară și lucrarea pe care o face. Și Anca, aș vrea un pic să ne spui tu cum Dumnezeu te-a călăzuit în această țară și lucrarea pe care o faci. Pace, mă numesc Anca Mureșan, sunt misionară în Uganda din anul 2016. Am venit pe termen scurt la început și după aia Domnul m-a chemat în 2018 să slujesc aici pe termen lung. M-am născut în România, dar de la 19 ani sunt plecată în Spania, am locuit mai mult de 17 ani în Spania și Domnul acolo mi-a descoperit, mi-a pus mai multă pasiune pentru lucrarea misionară din Africa. Am ajuns aici, aici să lucrez ca și asistentă medicală, Domnul mă folosește aici în toate proiectele care le am, construcție, case, ca și constructor, asistent medical, mamă la copii, avem copii orfani, mă ocup la spital câteva zile pe săptămână la copii malnutriți. Domnul lucrează cu semne și minuni în fiecare zi, chiar mai ales cu viața mea. Satana se luptă foarte mult ca să-mi ia viața, dar am avut accidente, oamenii aici, unii dintre ei sunt prietenoși, unii nu, m-au otrăvit, alții au vrut ca să mă bată, dar slavă Domnului, sunt în viață, continui lucrarea Lui în continuare. Vă spun despre băiețelul care l-am aici în brață, el e copilul meu de moment, îl cheamă Simon, are 2 ani de zile, este un copil malnutrit, mama lui l-a aruncat la gunoi, într-o noapte poliția l-a găsit la gunoi și mi-l-a dat mie a doua zi dimineața că nu avea cine să-l îngrijească. După cum vedeți, ca și un copilaj de 6 luni de zile, e foarte micuț, foarte slăbit, de o lună de zile la mine acasă și îl facem și pe el să fie un misionar, că toată ziua umblă cu mine pe drumuri, îl iau la orice lucrare, oriunde mă duc, îl iau cu mine. Avem proiecte foarte multe, mergem pe sate, din ușă în ușă la oameni, care suntem în triburi unde oamenii încă nu cunosc pe Dumnezeu, nici nu știu ce înseamnă Iisus sau Dumnezeu, cuvântul ăsta, nu l-au auzit. Și mergem și le iau și pe el, de obicei, uitați, cu cârpul ăsta îl leg în spate, îl pun aici, ca și oamenii africani, îl pun în spate și mă duc cu el pe dealuri și pe drumuri. Da, vezi? Și ce pot să vă spun? Sunt multe de spus, o grămadă, dacă ar trebui să stau aici mult timp ca să vă povestesc toate lucrările care le face Domnul și în care sunt implicat aici. În mare, m-am spus, construcția casei, copii orfani, sponsorizez copiii la școală, tratez oamenii, mă duc pe dealuri la oameni care nu au posibilitatea să ajungă la clinică, am o clinică mobilă, îmi pun în mașină medicamente și mergem. Și așa, cu ajutorul Domnului, le vestim și Evanghelia. Le spunem despre minuni, dacă să ne rugăm pentru ei, Domnul face minuni, lucrează, am văzut oameni vindecați, oameni eliberați. În partea în care sunt eu, în zonă, sunt oameni foarte, foarte răi și care cred în vrăjitorii și fac vrăjitorii în fiecare seară. Dar Domnul, slavă Domnul, lucrează, ei acceptă pe Domnul în inima lor și chiar vedem minunile în fiecare zi. În fiecare zi Domnul lucrează și ne bucurăm în zona aia unde suntem. E foarte frumos. Ce pot să vă spun? E greu? Tot timpul spun asta. E greu, dar e foarte frumos. Pentru mine mă simt ca și acasă. Eu când mă duc înapoi în Spania, stau 2 luni de zile sau o lună, dar mi se pare ceva că nu mai găsesc locul. Numai chiar dacă stau, știu că stau o săptămână sau două acasă, nu mai pot, sunt tristă, nu-mi găsesc pace, încerc să fac, tu mă uit la poze în fiecare zi și trebuie să vin înapoi. Când ajung aici, aici simt că e casa mea. Asta e misiunea mea aici, Domnul m-a chemat pe termen lung și nu vreau să dau înapoi. Vă rog să vă rugați pentru noi, pentru misionarii de aici. V-am spus, e greu, dar avem nevoie de rugăciunile voastre, de încurajare. Și Domnul să vă binecuvânteze, vă așteptăm în Uganda.